Hai să vă arăt un truc de magie. Acum sunt la mine în cameră. Iar acum suntem la munte. Dimineața, dragi tovarăși, ce faceți? Cum mai duceți? Ei bine, eu mi-am luat o vacanță câteva zile și am zis hai să trag și aici un vlog în peisajul ăsta superb. Dar efectiv e genial. Cum am dat drumul la filmare, au început să mă latre toți câinii. Super, nu? Acum mai trebuie să iau și pe aici prin urzici. O să mă șiu la picioare. Sper că mă aud că pe aici curge un pârâu. Sunt undeva pe lângă Piatra Craiului, undeva la limita dintre Argeș, Prahova și Brașov. Și am venit de ieri, dar n-am avut energia să fac vlog, că eram obosit de pe drum. Însă vă povestesc acum ce s-a mai întâmplat. Vă arăt câteva poze și ce am filmat, câteva cadre scurte ieri. Și continuăm cu vlogul astăzi. Bă, deci am un noroc absolut incredibil. Fix acum când m-am pus eu să filmez un pic, a început să picure. Sper să nu dea vreo ploaie mai puternică și... Îți ziceți în țar pe aici, cred că o se vadă și pe filmare. Cum ziceam, suntem practic la Parcul Național Piatra Craiului. Sigur, mulți sunteți curioși cât am dat pe cazare. Suntem 4 inși, am închiriat 2 camere duble pentru 3 nopți și am dat 570 de lei. Fără mic dejun, prânz sau cină, dar ne-am luat noi de haleale. Astăzi poate facem și un grătar. Mă gândeam aseară să fac un drunk stream, dar sigur adormeam probabil pe live. E internet, apă caldă, căldură, deci azi noapte am avut căldură, frigeau caloriferele. Nu-i chiar atât de frig, cred că sunt vreo 7-10 grade acum. Bine, eu fiind mai pufos așa, n-am probleme cu frigul. Ce pot spune despre locul ăsta? Mi se pare foarte frumos. Deci dacă stați în zona Prahova, Brașov, Argeș, veniți aici în Piatra Craiului, că e fain, cazări super ieftine, aștept să trezească băieții și vă fac și un tur. Cum ziceam mai devreme de ploaie, că am început acum să plouă, însă e bine că stau la adăpost și am putut să mai povestesc că am fost la o peșteră unde erau niște trepte pe care să urci și efectiv erau extrem de abrupte și era ruptă și pancarda pe care scria pericol de alunecare. Între timp am găsit și niște căței care s-au ținut după noi vreo 5 km cât am mers noi dus întors, a fost destul de fain. Unuia era frică să intre în peșteră, că era că-i pică tavanul în cap. Da, mă, dar uite că arăta altfel pe sus. Frumos pe aici. Atât? Mergem atât? Păi, dar n-am lumină să mă duc mai mult. Cel mai tare lucru pe care îl poți găsi într-o peșteră. Un ambalaj de tampon. Am văzut pe telefon că zicea că va ploua de dimineață. Dar pe lângă ploaie, chestia mișto e că practic trece norul pe aici, adică nu se vede așa bine pe filmare, dar o văd eu cu ochiul, în jurul meu e destul de multă ceață și mai îndepărtare se vede dita mai bucata asta de nor acolo, mai este și acolo nițel, deci super tare. Cred că asta este apa asta de ploaie cea mai proaspătă apă posibilă, de-abia picată din nor. Hai să vă prezint și cum e aici. Acolo e curte, urci pe niște scări, acolo e și un loc de făcut grătar, pe ăla îl facem mai pe seară. Noi practic suntem la etajul 2, aseară ne-au băgat și căldură să ne înghețe găoaza. 4 camere pe etaj, dar momentan noi am luat doar 2, hai să mă arăt balconul. Bă, balconul ăsta e absolut genial, deci priveliștea e efectiv incredibilă. Apropo, aseară ne jucam noi niște risc, un fel de Monopoly, un board game și efectiv eram atacați de niște gândaci. Aveam becul ăsta prins și vreo 4 gândaci de aia, cam atât de mare am omorât. Unul m-a ciupit de gât, sper că nu era otrăvitor. Hai înapoi aici.
Voi să nu vă mai buliți acolo, că se aude. Camerele mi le arăt mai încolo, că ăștia se bulesc aici. Aici e Buddha. Mesajul pe care îl vedeți pește tot. Aruncați hârtia în coș. Arobați impresionat că la banii ăștia avem cabină de duș atât de șmecheră. Niște prosoape, hârtie. Eu, salut. Extintor în caz când ne arde prea tare de glume. Niște șervețele de lavă. Bă, dar voi cât vă mai buliți acolo? Hai să vă prezint și camerele. Aici e camera unde se buleau ăia doi și aici e camera unde mă bulesc eu. Da, e puțin cam prea multă ordine pe aici, se vede că am dormit eu. Aici avem destulă mâncare, cam cât pentru vreo jumătate de oră. Hai să vă arăt și dulapurile atunci. Frumos, ne-au lăsat și umerașe să ne pune hainele mai groase. Mi-am lăsat acolo ghiozdanul. În partea asta un prosop, mi-e frică să pun mâna pe el. Frumos, aici compartimente să-ți pui tricoaiele. Mi-am pus și câteva tricouri acolo și cam cu atât am venit eu. Sistemul ăsta de geam mi se pare super interesant. Poate unde sta cine știe. Dacă îmi fac o casă la munte, așa îmi pun. Ideea e că deschizi geamul, îl ridici așa și cum stă drept cât să nu-ți pice apa înăuntru. E destul de interesant și e bine că e cu genie îndreptat spre deal acolo și dimineața nu îmi bate soarele să mă trezească. Hai să las un pic crăpat așa. Aici și avem bucătăria, două mese, scaunele nu prea aranjate ca mânca noi. Avem de toate, microunde, TV, aragaz, frigider, tacâmuri, aici avem de toate, inclusiv de alea să desface sticle de bere, căldură, parolă la Wi-Fi, loc de făcut grătar. Și cu frigider. A sosit timpul pentru o drumeție de vreo 5 km, probabil o să mă întorc în 4 labe. Mergem către peșterea Dâmbovicioare și să sperăm că nu vom da de urs. La 100.000 de abonați, sar în gârlaia și fac baie acolo. Nici n-am pornit bine la drum și deja o grămadă de semne cu atenție urs. Uite și un pui de șarpe și a intrat în pământ. Mai ești, mă? S-a dus. Bagă mâna să vezi. Hai că am văzut și un pui de șarpe acolo. Am făcut o schimbare de planuri, nu mă luăm în direcția aia, că ne ducem mai încolo că suntem cu mașina și urcăm pe dealul ăsta. Și ne-a zis un nene că cum urcăm pe aici, nu știu cum, îi dăm roată și ajungem pe partea aia altă acolo. Am ajuns în vârful platoului și am găsit o potecă faină așa, să mergem drept. Sârma asta, teoretic, ar trebui să oprească urșii să vină pe aici. Se tot aud chestii pe acolo prin vale, dar cred că doar pică crengi din copaci și nu-mi place că sunt multe gunoaie pe acolo. Sper că n-a fost făcută pentru că a fost careva ucis de urs prin zona asta. Interesantă troiță, 7 cruci are. 7 cruci, mai multe cruci, mai puțin dragi. Am mai găsit o poartă, dar pare să fie acționat o forță animalică care a decimat-o. Bă, deci locul ăsta este absolut superb. După toată jungla asta urbană pe unde am copilărit eu, și având în vedere că eu mai îmi petrec weekendurile pe la București, oaza asta de natură e absolut incredibilă. Așa că dacă aveți câteva sute de lei de căciulă și n-aveți ce face cu ei, mergeți la munte când aveți nimic de pierdut. Schimbare de planuri, e un văcar cu vacile pe acolo, că doar nu cu oile, și se auzeau niște dulăi mari, hom, hom, și am zis, hai să ne retragem, că n-avem chef să fim mușcați. Abia ne-am ferit de urs, n-avem chef de câine acum. Luați și o bucată de story time. Când am fost la București acum 2 săptămâni cu Baru și cu Mădălin, am desfăcut o pungă de frips în metrou. S-a împuțit tot vagonul instantaneu. În fața noastră, Rita, mai câinele ciobănesc, însă ne-am pregătit aici în caz de orice, dacă ne atacă câinele ăla. Acolo zace o fiară a pădurii, undita mai câinele ciobănesc. Să sperăm că nu va trebui să facem sacrificii umane. Tot chatul de pe premieră, scrieți acolo comentarii. Să ne riscăm să ne batem cu câinele sau să încercăm să-l ocolim. Momentul adevărului, pregătiți aici în caz dacă ne atacă câinele. Câinele e acolo, hai să avem grijă. Hai, hai. Câinele e acolo, hai să încercăm să nu-l alertăm. Nu faceți că legem. Ăștia m-au lăsat în urmă, bă. Cred că suntem în siguranță acum. Pentru cine mai trece pe aici, are aici beți în cască de câine. Hai că am reușit să ocolim și fiara aia pădurii.
în episodul următor, să sperăm că nu o să dăm de ceva mai mare, cum ar fi un mistreț, un lup sau chiar un urs. Acum trebuie să încerc cumva să cobor jos de tot acolo. Eu sigur o să mă răstogolesc ca bolovanul. Ce credeți, mă, că o să mâncăm parizor cu muștar? Atenție, această proprietate este păzită de pisici. Genial! No, am plecat iarăși în drumeție și am făcut o schimbare de direcție și ghiciți ce. Am găsit pancarda asta și sper că se vede. Pe lângă că, atenție, urșca pe partea cealaltă, mai e și pericol de vipere. Genial! De ce presi că o să calc o viperă pe cap? Ne-am făcut aici un prieten patruped. Cred că vrea să apară pe vlog. Scrieți jos în comentarii sau pe premieră ce nume să dăm la patrupedul ăsta. I-a venit acum și fratele mai mic. Mama a crezut că a făcut câinele așa. Mușiție. În caz că dăm de vreun urs ceva, îl avem pe grăsanul ăsta să ne apere. Pornele, nu mai da cu bormașina! Adu parizorul și muștarul. Avem noi un mim cu adu parizorul cu muștar, așa că pe grăsanul ăsta l-am botezat Cornel. Cornele, unde e parizorul cu muștar? Ia zi-mi. L-ai mâncat pe tot? Așa, dă din coadă. Pornele, nu mai da cu bormașina! Adu parizorul și muștarul. Deci noi acum suntem în cheile de bobițe. Locul ăsta arată pur și simplu genial. Mai ales că avem și pe Cornel aici să ne apere de urs. Cornele, nu te mai pișa pe vlogul meu. Așa sunt și haterii pe YouTube. Ca și câine ăștia se latră așa prin gard. Te rog, stai acolo. Vacu, nu fi o vacă proastă. Nu fi o vacă proastă, stai acolo. Deci ca idee, eram pe cale să avem o scenă de coridel. Avem aici pe unul îmbrăcat în roșu și vaca aia dintr-o dată băgat așa un galop. Zice că era un câine când îi arătai un Scooby Snacks, așa fugeam spre el. Dar la un dat s-a oprit și a început să rage la el. Ce față are ăsta mic? Zici că-i Tică, bețivul care stă la mine peste drum. Deci ca idee, s-au dus băieții până în magazin și acolo este o babă. S-a speriat baba săraca de câinele ăla. Acum se certă cu cineva prin gar, că atâta poate și Cornel. Deci câinele ăsta s-a ținut tot așa câțiva kilometri după noi până aici la cazare. Cornele, te-mă acasă că ai acolo parizor cu muștar. Cornele, nu mai da cu bormașina! Adu parizorul și muștar. O nouă zi, dragi tovarăși. Am început vlogul deja de pe drum, că ne-am grăbit totuși să nu ne prindă ploaia. Astăzi mergem la peșterea Dâmbovicioare și suntem aici în cheiul ăsta care arată pur și simplu superb. Și că n-avem o țară frumoasă. E frumoasă, dar păcat că e locuită. Tovarăși, am intrat acum în peșteră, tot pică apă pe aici, să sperăm că nu se pișe vreun liliac. Erau niște reguli să nu țip, să nu... Ce reguli mai erau? Aici să fiu atent să nu dau cu capul, că merg cocoșat, parcă aș merge capră. În partea dreaptă am văzut niște lieci. Sper să nu fie adevărată chestia, că dacă țin trei liliac un păr, nu-l mai scos, că n-am chef să mă rad în cap. Deci posibil ăsta să fie ultimul meu vlog cu păr în cap. Uite liliacul, uite liliacul! Nu intra în păr. Bă, cred că ăsta este capitolul care o să mai continuă. Acolo văd o poartă. Mă rog, o poartă, niște plase de pus, o pusă pe acolo, dar n-avem cum să mergem, n-avem voie să sărim gardul ăsta. Destul de interesant locul ăsta, aș putea spune. Mă așteptam să fie un pic mai mare, dar n-avem voie să mergem pe acolo, că e poarta aia. Bă, așa de o drumeție, dacă ești în zonă, merită să te oprești să admiri pe aici. Atâta timp când nu ești claustrofob, fricos de lilieci și zgârcit. Bă, nu o luați prea tare ca alunecați. Mă, da, metalul ăsta are burtă pe aici. Îmi plac luminile astea roșii aici. Parcă aș fi în ea de la mine acasă. Nu, cum ar fi să dau cu capul ăsta, poate... Spar dracu' stânca. Bă, chestia este mai utilă, că mereu încurcam stalagmita cu stalactita. Ia uite oase. Ursus speleus. Ursus speleus, așa este denumirea unui urs, ca să cum așa se vadă, denumirea unui urs de peșteră care a trăit până în perioada ultimei epoci glaciare. Avea statura mai mare decât urșii din zilele noastre. Acum este dispărut. Hai să-l căutăm noi. Aceste oase fosilizate au aparținut unui urs de peșteră și au fost
descoperite pe, deci pe românește așa, galeria interzisă. Deci, practic, acelea sunt niște oase de urs antice, din epoca glaciară. Sunt destul de mari. Era tare dacă era gen făcut așa un schelet întreg al unui urs. Am ieșit și din peșteră, a fost destul de interesant. 5 lei dacă ai sub 14 ani, 10 lei dacă ai de la 14 ani în sus. Dacă sunteți în drum, puteți să vă opriți, nu vă ia mult. Mă așteptam să fie puțin mai mare peștera. Mă rog, peștera e mai mare. Mă așteptam să fie mai mare zona în care era permis să mergem. Dar cine știe, ne mai plimbăm un pic, poate mai găsim ceva pe drum. Mă, dacă e să aleg ceva dintre mare și munte, chiar dacă eu sunt cam grăsuț așa și cam puturos și mă mișc cam greu, prefer muntele de 100 de ori față de mare. Pur și simplu, ai ce să explorezi. Deci, asemenea peisaje nu găsești oriunde. Păcat totuși că nu prea merge treaba cu turismul la noi în țară, adică avem toate formele de relief, avem și litoral, avem munți atât de mari. Păcat că țara asta este plină de gunoaie, nu doar pe marginea drumului, ci și la conducere. Păcat, dacă s-ar fi investit ca lumea în turism, în plus și primul rând, infrastructură, hai, aici, prin cărei munților, înțeleg că nu pui asfalt, că trec câțiva turiști și atâta cu mașina și, în general, mai mulți într-o mașină, nu trec zeci de mașini ca într-un oraș. Dar, totuși, drumurile care duc, care leagă județele între ele, drumurile județene, autostrăzi nu există. Cum ziceam, drumurile județene sunt absolut varză și e greu să ajungi pe aici. Rețeaua de căi ferate, la fel, e foarte greu să ajungi cu trenul. Maxim de la București la Brașov, dar în rest, restul trenurilor se mișcă cu viteza melcului. În spatele nostru era un dita mai câine negru cât un pui de urs. Norocul nostru e că dormea. Vedem după aia când ne întoarcem dacă mai doarme sau nu. Acum e mai latră o javră de asta mică. Și acum ăsta micul să-l fi trezit pe la negru și să văd acum pe vlog cu bine așa viteză. Hai, apăsați pe like ca să nu mă muște câinele. Pe lângă că ziceam mai devreme de gunoaie și de infrastructură, că e greu să vină turiștii, n-au drumuri, n-au aeroportul, să zici că vin oameni din afară la noi. O altă problemă mai este și furtul de lemne. Deci, cel puțin aici unde stau eu se vede. E tot galben numai de rumeguși. Și vedem noi acum porțiunea asta așa împădurită frumos, dar cine știe dacă intrăm mai adânc în pădure acolo și ajungem undeva pe un platou, efectiv e ras tot. Și tot noi dăm cu buta în baltă aici, că rămânem fără păduri și apoi ne mirăm de ce există alunecări de teren și inundații de ia apa cât casa. În partea acolo e soare, dar dincolo aici la mine în spate se cam adună norii. Sper să nu ne prindă ploaia până ajungem la mașină. Pare a fi o casă abandonată. Cum ar fi să găsim niște urși sau niște fantome pe acolo? Ne-am întors la dita mai dulăul acolo. Pare destul de relaxat și s-a ridicat, sperăm că nu vine încoace. No, dacă vine, mă pregătesc acum pentru el. Un inteligent și-a uitat doza de bere aici lângă pat și ghiciți ce, e plin mâncava și gura, e plină de furnici. O să vă dăm aici o lecție de ratizare, se ia frumos doza. Să vedem dacă fica aia. Hai să vedem, că mai omoră niște furnici așa. Se ia doza plină de furnici, se varsă și... Hai că sunt... nu prea. Deci mai era o doză ieri sau azi dimineață? Ieri dimineață? Da. Ieri dimineață am... Lui. Deci efectiv erau așa niște... Gugloie plină de furnici. Uite, asta încercă să scape aici. Fugi, mâncați. Uite, aici a ieșit un gugloi de ăla. Hai că încep să vină acum furnicile alea multe. Deci nu vă uitați niciodată berea în camere, că e orgie. Cu ocazia asta am făcut și reclame la dei, că scapă furnicile. Dei. Bă, dar mai ieși câteva. Băi, bine că n-au apucat să strângă multe, ca... Bă, de unde ai ieșit? De acolo ai ieșit. Dar umple-o pe toată. Uite așa. Dar un pe rând. Umple-o pe toată. Deci, cum e... Gata, e plină.
să fiu sigur că... Că au murit toate. Gata. Ți-am omorât câteva în cameră. Deci, morala poveștii. Nu vă uitați berea în cameră, chiar dacă e dosa goală, că se ajunge la ce ați văzut. Și pe lângă toată treaba asta, nu suntem la parte sau ceva. Suntem la etajul 2 și astea au urcat până aici la etaj. Pe unde ori fi venit, nu știu, cred că prin parchet sau pe undeva. Dar totuși, două etaje să urce. Ale dracu furnici. Le place bere. Bețivele, dracu. Neața, dragi tovarăși. Ultima zi din această excursie absolut bengoasă. Astăzi vom face obiectivul pe care ne l-am propus încă de când am venit, dar ne-a fost frică de urși. Dragi mom, astăzi aveam de gând să ne suim sus pe munte acolo. Deci fix undeva pe acolo este o cruce exact ca la Sinaia. Și eu am de gând să mă sui până acolo. Sper că nu o să mor încercând. Cu ochelarii ăștia mă simt ca Vasile Versace. Băi, produitorilor, uitați că de jos este... Un șoarece mort? Îl mănânc? Nasole, că mi s-a pus febră la piciorul drept. Cât am pulpa de la genunchi până la gleznă. Mă, cam doare când pun presiune în el, da, e. Și... Alaltăieri, când am urcat undeva prin spate pe acolo, de era să ne muște câinele ăla, ne-am întâlnit cu un om destul de înaintat în vârstă, sau ajuns la vârsta să nectuții, mai bine spus, care arăta exact ca un om care stă la munte. Barbă și păr lung, un fel de Oda mai bătrân și cu barbă mai deasă. Și ne-a spus că acum vreo lună și ceva, sau două luni, s-au pierdut niște pui de urși sau au căzut de pe munte niște pui de urși și abandonat măsa sau a fost împușcată. Și au venit cei de la Protecția Mediului și au luat. Cum ar fi ca în acest moment măsa încă să-și caute puii pe aici, să dăm de ea. Prostia mare pe care am făcut-o eu este că aveam un băț ca lumea, dar l-am lăsat la cazare, am uitat de el. Mi-era foarte util, nu doar acum când urcam, mi-era foarte util la coborâre, ca să pot să pun frână cu el. Bă, nu vine să cred cât am urcat. Mai e nițel, urmează ceva platou pe acolo și iarăși mai urcăm un pic, dar oricum, nu vine să cred cât de mult am urcat, adică... Uitați și voi, dacă s-ar făcut, să uitați și voi cât e până jos acolo. În halul ăsta am urcat de mult și jos ne așteaptă și niște câini. Ce-i drept, ne-au boostat să urcăm. O să fie mai greu la coborâre. Acum rămâne să ajung acolo sus. Bă, hai că încerc să fac o scurtătură pe aici prin pădure. N-am altă pe cărare, că e mult de ocolit și de urcat unde alimez. Așa că iau pe aici printre copaci. Pare mai ușor de mers că e plin de rădăcini pe jos, buturuci și pot să calc mai ușor. Pe partea acolo e iarbă, e udă și alunec în ultimul hal acolo. Am găsit și un băț să-l mai înfig, să-l am pe post de frână. Rămâne de văzut dacă ajung la crucea aia acolo sau o să mor încercând să ajung. Bă, nu vine să cred că zic asta, dar am urcat prea mult. Deci am trecut de crucea aia ca pe Sinaia, unde voiam noi să ajungem, și am urcat, cred că, pe alt vârf de munte. Deci mai sus de atât, câțiva metri, cât e movila aia, se mai poate și atâta. Acum trebuie să încerc să cobor și să-mi și regăsesc grupul. Unul dintre noi a renunțat. S-a dus la cazare, dar nu știu ce a făcut cu câinii aia de la poalele muntelui. Rămâne de văzut cum mai cobor eu de aici. Hai că am coborât nițel. Mamă, dar cum e pădurea asta și cum are copaci ăștia mai bătrâni pe aici. Exact ca în The Forest mă simt. Se mai șau de slujba la biserică. Sper că nu e făcută pentru mine. Acum am găsit și eu o potecă mai calmea să merg și eu. Dar trebuie să-i găsești pe băieții ăștia. Este o singură cale de găsit. Marius! Marius! Bă, Marius! Așa. Acum trebuia să se spameze vreo 7 Mariuși. Unde dracu steți? Eu sunt la copaci ăștia, tăiați. Tovarăși, ghiciți ce? Am ajuns! Deci, practic, tocmai acolo jos e cazarea. Am urcat nițel. Dacă o imagine face cât 1000 de cuvinte, vlogul ăsta face cât vreo 3 Biblii. Am coborât de pe munte,
Până editez vlogul, sigur pun pe Instagram vreo 15-20 de poze și story-uri. Pentru cei curioși, ce echipament, bine, mult spus echipament, am pentru alpinist, să zicem așa, pentru cățărat, ar fi așa. Pantaloni de training pe care nu știu de unde i-am, dar sunt așa doar niște pantaloni de scandal, cum s-ar spune. Hanoracul ăsta mai gros pentru că printre copaci e frig. Mi se pare că e din Decathlon, nu știu cât costă, cred că maxim 100 de lei. Ochelare și bandana sunt mai mult de decor, că na, tot am făcut vlog și am făcut poze. Extrem de utile mănușile astea. Cât am dat pe ele, nu mai știu sigur. Maxim 20 de lei au făcut și au fost extrem de utile. Că am tot ținut bățul ăsta în mână și nu mi-a intrat vroașcă în palmă, plus că m-am mai prins de crengi și chestii de genul. Și mai am niște adidași foarte mișto, tot de la Decathlon, vreo 65 de lei am dat pe ei. Dar sunt eficienți, sunt la categoria pentru drumeții și nu alunecă talpa deloc din ei și nici nu simt pietrele în talpă. Deci cred că cu vreo 200 de lei v-ați făcut un echipament să vă suiți pe munte lejer. Mă rog, sunt și niște bețe de-astea la Decathlon pentru cățărat, dar n-am știut că o să am nevoie. Pentru cei care văd acest vlog și vor vrea să se urce și ei acolo sus, aveți bățul meu ca moștenire, o să vi-l las aici băgat printre crengi. Cine trece pe aici să-l ia și să-l folosească. Și mai am încă un băț la cazare rămas acolo. Cine se cazează la Casa Soarelui, așa se cheamă unde ne-am cazat noi, aveți acolo lângă gard un băț, tot așa, vă este foarte util când vă cățărați. Am coborât de pe munte, băi, a fost genial. Vreo două ore am stat cățărat pe acolo, pe sus, printre stânci, copaci, frunze și câinii la polele muntelui ce mă lătrau. Bine că la coborâre nu mai erau. Acum mi-am făcut bagajul și urmează să plec. Sper că v-a plăcut vlogul. Să-mi spuneți ce locații de-astea mișto din România mai știți. Unde am fost noi e Piatra Craiului. Sigur v-ați mai plimbat și mai știți niște locații de-astea faine. Dar până data viitoare vă aștept la unul din oricare altul clip care apare acum pe lângă capul meu. Și ce să mai, ne vom vedea în alte aventuri. Ciao les tuturor!